Un copil lăsat nesupravegheat a fost un real pericol pe un șantier din București. Copilul s-a urcat de unul singur la volanul unui utilaj de construcție pe care l-a manevrat minute bune sub ochii muncitorilor. Cel mic l-ar fi însoțit la muncă pe tatăl său, patronul șantierului, și ar fi fost scăpat din ochi câteva momente, spun reprezentanții firmei de construcții. Un copil în vârstă de 7 ani a fost surprins la volanul unui utilaj de construcții pe un șantier din București. În imagini se poate observa cum copilul se plimbă minute bune cu utilajul, în ciuda faptului că întâmplarea s-ar fi putut termina prost. Reprezentanții companiei care se ocupă de șantier spun că cel mic îl însoțea la muncă pe tatăl său, care este patronul firmei care se ocupă de șantierul din drumul Taberei, acolo unde urmează să se construiască 6 blocuri, un centru medical și un parc. Reprezentanții companiei spun că cel mai probabil personalul l-a scăpat din ochi pe copil, iar acela a fost momentul în care cel mic s-a urcat la volanul bobcatului. Videoclipul a ajuns în mediul online, acolo unde a strâns sute de reacții, în special la adresa celui care a surprins momentul, dar nu a intervenit.